instruim oamenii din Târgu Mureș și lăsăm lucrurile în felul acesta. Și am instruit pe cineva aici, dacă doresc organizațiile, ONG-urile din oraș să beneficieze de acest curs, se poate adresa bibliotecii județene și să întrebe, vrem să participăm la acest curs, vrem să ne instruim voluntari. Ei bine, acest lucru a fost posibil, am instruit-o cu Melania, am instruit voluntarii și acești voluntari s-au implicat să facă un spațiu pentru întreaga comunitate. Acest spațiu este cuibul democrației, un loc unde oamenii se pot întâlni, pot discuta, pot dezbate. Vă spun ce se întâmplă prin județele în care deja funcționează cuiburile. Funcționează în acest moment în 11 județe. Târgu Mureș este al 12-lea județ. Mâine va fi al 13-lea lansare și pe 10 februarie ultima lansare. Ce se întâmplă? Au început să vină cetățeni care nu sunt în nicio organizație, se întâlnesc, să dezbată diverse probleme. De la cum sunt amenajate parcurile, până la reforma în educație.